Această poveste începe cu autorul ei, care ne explică că timp de 4 ani, cât a locuit într-un oraș mare din Statele Unite, obișnuia să-și petreacă nopțile plimbându-se pe străzile acelui oraș, din moment ce era o persoană nocturnă. Asta până într-o noapte, când lucrurile s-au schimbat drastic, datorită unui bărbat pe care l-a întâlnit pe acele străzi. Un bărbat care l-a făcut să renunțe la acest obicei prost de a se plimba noaptea haimana. Era o noapte de miercuri când s-a întâmplat asta, undeva între orele 1 și 2 noaptea. Tânărul afirmă că în acel moment se plimba în apropiere de un parc, de obicei patrulat de poliție, și care se afla la o distanță destul de mare față de apartamentul unde locuia. Însă, noaptea aceasta era destul de liniștită față de celelalte, cu un trafic redus, iar pe trotoare nu umbla nimeni. Parcul era și el pustiu, așa cum este de obicei noaptea. În momentul în care tânărul a trecut pe cealaltă parte a străzii, pentru a se îndrepta spre apartamentul unde locuia, atunci l-a observat pentru prima dată. La capătul străzii, în îndepărtare, tânărul a zărit silueta unui bărbat care părea să danseze. Era un dans destul de straniu, susține tânărul, foarte similar cu un vals, pe care întotdeauna îl încheia cu un pas făcut înainte, iar mai apoi repeta procesul din nou și din nou, apropiindu-se tot mai tare de tânărul care a remarcat cât de grațios se mișca individul. Din acest punct, tânărul îl putea observa pe bărbatul respectiv limpede ca roa, adică putea să-l vadă clar și să ni-l descrie mai detaliat. Era un bărbat foarte înalt și slab, ce purta un costum vechi de culoare albă. Ochii îi erau larg deschiși, iar capul îi era înclinat ușor pe spate, uitându-se la cer. Gura îi era și ea de altfel larg deschisă, într-un mod dureros, formând un zâmbet similar cu cel din desenele animate. Înainte de a ajunge față în față cu acel individ, care cel mai probabil era beat, tânărul a decis să traverseze din nou strada ca să-l poată evita pe acel bărbat și pentru a-i oferi lui prioritate de a umbla pe acolo. Odată ajuns pe cealaltă parte a străzii, tânărul mai întoarce odată privirea spre acel bărbat, iar în acel moment a înghețat pe loc atunci când a observat că acel individ a încetat să mai danseze, iar acum stătea cu un picior pe stradă, poziția corporală fiindu-i perfect paralelă cu cea a tânărului. Părea că acesta să fie îndreptat cu fața spre tânăr, însă privirea îi era îndreptată spre cer, încă păstrându-și acel zâmbet jenant. Din acest punct, tânărul devenise complet deranjat de situația în care se afla, așa că și-a văzut de drum, însă de data asta și-a grăbit pasul, aproape la un ritm de alergare, în timp ce își ținea din când în când ochii pe acel bărbat, care în acea clipă doar stătea în loc, precum o statuie. Odată ce tânărul a ajuns la o distanță considerabilă de acel bărbat, acesta mai întoarce odată privirea spre locul unde se afla individul și observă că nu mai era acolo. Pentru o fracțiune de secundă, tânărul a răsuflat ușurat până când l-a zărit din nou pe acel bărbat, de data asta pe cealaltă parte a străzii, stând puțin ghemuit. Tânărul a rămas pe loc, șocat de ce vedea, până când individul a început să se îndrepte spre tânăr cu niște pași foarte mari, pe furiș. În acele clipe tensionate, tânărul și-ar fi dorit să fugă de acolo sau măcar să scoată din buzunar un spray cu piper, însă nu a putut să o facă. Pur și simplu a înghețat pe loc de frică, în timp ce bărbatul se apropia de el cu o viteză mare. Odată ce bărbatul a ajuns la o distanță de aproximativ 10 metri de tânăr, acesta s-a oprit și a stat în loc, încă uitându-se la cer. Din acest punct, tânărul s-a săturat de jocul dubios al acelui individ, iar atunci când acesta și-a regăsit vocea, acesta avea de gând să-l întrebe pe bărbat că „Ce dracu vrei de la mine?” Așa pe un ton mai agresiv, însă din moment ce tremura de frică, el a scos pe gură doar un scâncet. „Ce dracu?” Câteva secunde mai târziu, ce păreau a fi o eternitate, bărbatul s-a înturnat încet cu spatele la tânăr și a plecat mai departe în pași de dans. Nemai vrând să fie urmărit de acel individ straniu, tânărul a decis să ține privirea pe el până când nu mai era în raza lui vizuală, ca să fie sigur că l-a lăsat în pace definitiv, însă câteva secunde mai târziu, a realizat cu stupoare faptul că individul nu se mai mișca sau dansa. Acum, acesta putea să privească îngrozit cum silueta acelui bărbat creștea din ce în ce mai mare, pe parcurs ce se apropia tot mai mult de tânăr în fugă. În acel moment, tânărul s-a apucat să fugă și el cât de tare putea, în direcția opusă, știind că viața lui depinde de asta.
Odată ce tânărul a ajuns în cele din urmă pe un trotuar mai luminat, lângă o stradă unde traficul era mai aglomerat, acesta s-a uitat în spatele său să vadă dacă cumva a fost sau nu urmărit pe parcursul alergării, însă din fericire nu a fost. În restul drumului spre casă, tânărul se mai uita din când în când peste umăr să vadă dacă mai este urmărit, așteptându-se oricând să-i revadă din nou zâmbetul de prost al acelui bărbat ciudat. După acea noapte de coșmar, în cele 6 luni cât a mai locuit în acel oraș, tânărul nu s-a mai plimbat vreodată noaptea pe străzi, fiindcă, zice el, fața acelui individ continuă să-l bântuie până și în ziua de azi. Nu părea a fi beat sau drogat, ci mai degrabă complet nebun. Un lucru destul de înfiorător pe care ai putea să-l vezi noaptea atunci când te plimbi singur, mai zice autorul poveștii. Această poveste a fost publicată inițial de către un utilizator de pe Reddit în anul 2012, iar el susține cu tărie faptul că tot ceea ce ne-a zis este cât se poate de real, fără nicio exagerare.